Speciale de istorie și cultură. Ceea ce nu este întâmplător reflectă o anumită concepție, o anumită viziune asupra importanței istoriei și a culturii și a limbii într-o publicație care reprezintă minoritatea românească din Ucraina și nu numai. Ascultând astăzi problemele pe care le-au expus colegii noștri din Serbia, asociațiile românești, publicațiile românești din Serbia, am găsit anumite lucruri comune și nu numai comune. Pur și simplu, în evoluția problematicii românilor din aceste țări, noi recunoaștem diferite perioade istorice. Noi deocamdată vorbim cine și ce a făcut, ce face, cine este vinovat, cine lucrează pentru prosperitatea românilor din zona respectivă. Însă nu ne străduim să răspundem și la întrebarea de ce, din ce cauză s-a ajuns la acel moment. Am să încerc să reflect două probleme esențiale în acest proces. Problema limbii și problema istoriei. Am avut ocazia să citesc în ultimul an două cărți extraordinare despre orașul Cernăuți, perioada interbelică, oamenii și locurile și istoria lor. Este vorba de Gregor von Hessori, cartea Zăpezile de altă dată, care sunt memorie. Hessori s-a născut la Cernăuți în 1914, este austriac, deci crește într-o familie austriacă, în Bucovina. Cealaltă carte este Cântecul Mării, scrisă de Oleg Serebrean, deci majoritatea îl cunoaște, este ambasadorul Republicii Moldova la Paris, este un istoric excepțional. Și el scrie romanul Cântecul Mării, tot perioada interbelică. Deci aceeași perioadă, aceleași personaje, același oraș cosmopolit, aceeași istorie, dar văzută din perspectiva unui austriac și văzută din perspectiva unui român. Deci, iată, vreau să vă citesc numai cum caracterizează Hessori un singur personaj. Cassandra este doica lui. Deci este o femeie simplă din Carpații Bucovinei. Cassandra putea să fie însă tot atât de bine și româncă, adică un produs al aproape tuturor etniilor și popoarelor care trecuseră prin țara noastră în secolele întunecate de după decăderea Imperiului Roman. Căci ea vorbea atât româna cât și ruseana. Firește ambele la fel de prost. De altfel, un fenomen destul de general în Bucovina. Amesteca cele două limbi, incluzând și cuvinte din toate celelalte idiomuri vorbite la noi. Rezultatul era același talmeș-balmeș absurd, pe care doar eu îl înțelegeam și în oarecare măsură și cei ce recurgeau la un veșmânt lingvistic la fel de pestrit pentru a-și exprima gândurile. Cassandra nu știa de ce etnie este și nu știa în ce limbă vorbește. Însă când familia Hessori se refugiază în Austria în primul război mondial, Cassandra îi descurca în toate zonele, în Carpați, în tot drumul Transilvaniei, pentru că putea în aceeași limbă stricată să vorbească și românește, și rutenește, și ungurește, și nemțește. Deci, iată, să nu ajungem și noi în postura acestei Cassandre. Este rezultatul acelei politici care a fost dusă de diferite imperii. În istoria țării de sus a Moldovei, pe care austriecii după 1775 au numit-o Bucovina, distingem 5 perioade în care modul de viață al populației s-a schimbat brusc și esențial, impunând ruperea de tradițiile naționale și istorie. Prima, 1359-1775, 415 ani în Moldova, țara Moldovei. 1775-1918, 143 de ani, numită Bucovina, s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Habsburgic. A treia perioadă, 1918-1940, apoi 41-44, aproape 25 de ani, Bucovina este parte componentă a României Mari.